Bună ziua! Bine ați venit la programul Teleșcoală. Astăzi vom avea o lecție de matematică pentru elevii claselor a 10-a. Vom începe cu mulțimea numerelor complexe, o lecție de recapitulare pe care am pregătit-o în vederea recapitulării formei algebrice a numerelor complexe. Haideți să vedem ce recapitulăm astăzi. Identificarea formei algebrice a unui număr complex, egalitatea a două numere complexe sub formă algebrică, adunarea și înmulțirea a două numere complexe sub formă algebrică, inversul unui număr complex nenul, câtul a două numere complexe Z1, Z2 cu Z2 diferit de 0, conjugatul și modulul unui număr complex, rezolvarea ecuațiilor de gradul al doilea cu coeficienți reali, rădăcinile pătrate ale unui număr complex în formă algebrică și, în ultimul rând, interpretarea geometrică a operațiilor de adunare și scădere a numerelor complexe și înmulțirii acestora cu un număr real nenul, astfel făcând legătura și cu vectori și cu punctele din plan. Noțiunile teoretice pe care le vom recapitula astăzi: mulțimea numerelor complexe este mulțimea numerelor Z de forma A plus IB, unde A mic și B mic sunt numere reale, iar I pătrat este egal cu minus 1. Z este egal cu A plus IB, se numește forma algebrică a numărului complex, A mic este partea reală a lui Z, iar IB se numește partea imaginară a lui Z, B mic fiind coeficientul părții imaginare. Și apoi notăm A mic cu real de Z și B mic cu imaginar de Z. Ce observăm? Dacă Z este un număr complex și imaginea lui este egală cu 0, atunci Z se notează ca fiind un număr real și notăm Z egal cu real de Z. Dacă real de Z este 0 și imaginar lui este diferită de 0, atunci Z este egal cu IB sau I înmulțită cu imaginea lui Z și numim număr complex pur imaginar. Egalitatea a două numere complexe sub formă algebrică. Dacă Z1, Z2 se scriu sub forma A1 plus IB1 și Z2 A2 plus IB2, atunci două numere complexe spunem că sunt egale, așa cum vă aduceți aminte, dacă au părțile reale egale, respectiv părțile imaginare egale. Aplicații. V-am ales aplicații cu grad diferit de dificultate, astfel încât să putem acoperi întreaga parte a materiei. Prima aplicație: să se scrie sub formă algebrică numărul complex Z la punctul A mic, Z egal cu 2 pe lângă 4 minus I, minus 3 pe lângă I minus 1. Haideți să vedem soluția lui. Nu am făcut decât să desființăm parantezele, după care am grupat termenii asemenea, astfel încât l-am adus în forma A plus IB, unde identificăm A mic egal cu 11, iar B mic egal cu minus 5. La punctul B observăm o diferență: Z-ul este înmulțit cu 2i și ar părea ciudat. De ce? Pentru că de regulă voi lucrați cu conjugatul numărului complex, dar o să vedem o cale de rezolvare. Prin înmulțirea cu minus i, i ori minus i devine minus i pătrat și atunci 2z este minus 4i plus 12, adică împărțind la 2, z egal cu 6 minus 2i. O altă aplicație, legându-ne de un parametru real, ne cere numărul complex Z de forma 1 plus IM pe lângă M plus I plus 1 minus IM totul la pătrat să fie un număr real. Haideți să vedem, deși pare urât ca formă, să vedem rezolvarea lui. Ce am făcut mai departe? Cum se rezolvă? Pur și simplu desființăm parantezele, înmulțind termen cu termen și apoi al doilea termen ridicându-l la pătrat. Formula echivalentă a lui Z, aranjată în formă trigonometrică, 1 minus m pătrat, care este partea reală, plus i pe lângă 1 plus m pătrat, minus 2m. Dar, din ipoteza avem Z un număr real, atunci imaginea lui este egală cu 0, adică m minus 1 totul la pătrat, identificăm aici un binom egal cu 0, deci m egal cu 1, ceea ce este un număr real. Și soluția problemei este M egal cu 1. O altă aplicație
așa cum am spus, gradul de dificultate va crește, să se determine X și Y reali, astfel încât au loc egalitățile. Și în prima egalitate am ales o sumă, o diferență de fracții. Haideți să vedem și soluția. Expresia noastră este echivalentă după ce aducem la același numitor, am amplificat prima fracție cu i plus y, a doua cu x minus i și apoi în dreapta am amplificat cu cei doi numitori, relația devenind echivalentă cu y plus i minus x plus i egal cu 1 plus i, iar aici făcând înmulțirea avem xy plus ix minus y plus 1. Am grupat termenii, în stânga i plus i 2i, partea reală y minus x, pe care am scris-o prima, iar apoi, după înmulțire, avem xy plus ix minus y plus 1 plus ixy minus x plus y plus i. Am făcut calculele. Și apoi, așa cum știm, două numere complexe sunt egale dacă au părțile reale respectiv egale și părțile imaginare respectiv egale. Deci y minus x din termenul stâng este partea reală, am egalat-o cu partea reală a numărului complex din dreapta. Xy plus 1 minus x plus y. Iar partea imaginară 2 egal cu x, îl vedem aici, minus y plus xy și plus 1. Și astfel am obținut un sistem de două ecuații cu două necunoscute. Ce observăm? Acesta se reduce la sistemul xy plus 1 egal cu 0. De ce? Pentru că putem reduce y minus x, îi vedem în cei doi termeni, și obținem un sistem mai simplu, xy plus 1 egal cu 0, atât ne rămâne, iar a doua ecuație, înlocuind pe xy plus 1 cu 0, x-ul îl identificăm ca fiind y plus 2. Înlocuind, făcând substituția lui x egal cu y plus 2 în prima ecuație, obținem y plus 2 ori y plus 1 egal cu 0, relație echivalentă cu y plus 1 totul la pătrat egal cu 0, de unde y egal cu minus 1 și revenind la substituție, x egal cu 1. Și astfel, soluția problemei este x egal cu 1, y egal cu minus 1, cele două numere sunt reale. Haideți să vedem cum rezolvăm punctul B. La punctul B ce observăm? Avem radical din 5 minus x minus 2i egal cu 3 radical din x minus i pe lângă radical din 1 plus y. Ceea ce de multe ori știu că vă dau bătăi de cap. Soluția punctului B, în primul rând, fiind radicali, avem condițiile de existență. Pentru radical din x avem x mai mare sau egal decât 0. Pentru radicalul din 5 minus x, expresia de subradical 5 minus x mai mare sau egală decât 0, iar pentru ultimul radical, 1 plus y mai mare sau egal decât 0. Și de aici obținem că x aparține intervalului x îndeplinind cele două condiții, aparține intervalului 0-5 închis, pentru că inegalitatea nu este strictă, iar din a doua, y mai mare sau egal decât minus 1 este echivalentă cu y aparține intervalului închis minus 1 plus infinit. Și apoi putem trece la rezolvarea exercițiului. Și așa cum știm, două numere complexe sunt egale dacă au părțile reale egale, partea reală din stânga radical din 5 minus x egală cu partea reală din dreapta 3 radical din x. Iar partea imaginară minus 2 egal cu minus radical din 1 plus y. Obținând astfel un sistem pe care rezolvăm prin ridicare la putere. De ce? Pentru că termenii noștri sunt cu același semn, obținem 5 minus x egal cu 9x, iar apoi 4, înmulțim cu minus 1, termenii noștri, întreaga relație, termenii noștri devin pozitivi și atunci 4 egal cu 1 plus y. De aici obținem x egal cu 1 pe 2, care aparține intervalului închis 0,5, iar y egal cu 3, la fel, îndeplinește condițiile de existență atât x cât și y. Sunt cele două necunoscute pe care ni le cerea exercițiul nostru, reale. Recapitulăm mai departe.
adunarea și înmulțirea a două numere complexe în formă algebrică. La fel, o scurtă recapitulare, Z1, Z2 numere complexe de forma A1 plus IB1, Z2 plus egal cu A2 plus IB2. Cum adunăm cele două numere reale? Adunând părțile reale A1 plus A2 devine partea reală a sumei, iar partea imaginară se obține adunând părțile imaginare I pe lângă B1 plus B2. Pentru înmulțirea lor, considerăm A1 plus IB1 pe lângă A2 plus IB2, iar după efectuarea calculului, grupăm astfel încât să obținem partea reală obținută prin înmulțirea lui A1 cu A1 și apoi mai obținem număr real, IB1 înmulțit cu IB2, care, așa cum știți, ne dau I pătrat minus 1, B1, B2. Iar ceilalți termeni intră în partea imaginară, adică I pe lângă A2 B1 plus I pe lângă A1 B2. Recapitulăm de asemenea opusul unui număr complex pe care îl obținem minus Z egal cu minus A minus IB, deci el se obține pur și simplu schimbând semnul atât părții reale cât și părții imaginare. Iar inversul numărului complex Z egal cu A plus IB este numărul complex 1 pe Z, sau așa cum îl mai notăm, Z la puterea minus 1 egal cu A mic, adică partea reală a lui Z, supra A pătrat plus B pătrat, minus I, partea imaginară, B mic, supra A pătrat plus B pătrat. Scăderea a două numere complexe sau adunarea lui Z1 cu opusul lui Z2 se realizează absolut urmărind adunarea lui Z1 cu Z2 și obținem astfel partea reală a diferenței A1 minus A2 plus I pe lângă B1 minus B2. Împărțirea a două numere complexe, Z1 supra Z2, dacă împărțim cele două numere, vom obține ca parte reală A1 A2 plus B1 B2 supra A2 pătrat plus B2 pătrat minus I, iar partea imaginară A1 B2 minus A2 B1 supra A2 pătrat plus B2 pătrat. Puterile naturale ale numărului I sunt în funcție de restul împărțirii unui număr la 4. De ce? Pentru că dacă I la a doua este egal cu minus 1, I la a patra este minus 1 la pătrat, adică 1. Și atunci avem I la puterea 4K egal cu 1, I la puterea 4K plus 1 înseamnă practic I la 4K înmulțit cu I, 1 ori I ne dau I, I la 4K plus 2, I la 4K, adică 1, înmulțit cu I la a doua obținem minus 1, I la 4K plus 3 înseamnă I la 4K, adică 1, ori I la a treia, care înseamnă minus I. Conjugatul și modulul unui număr complex. Conjugatul numărului complex Z egal cu A plus IB este un număr complex notat Z barat de forma A minus IB. Ce observăm? Că partea imaginară își schimbă semnul, partea reală rămâne cu același semn. Modulul lui Z este numărul real notat, așa cum știm, din clasele mici, de la gimnaziu, și egal cu radical din A pătrat plus B pătrat. O să ajungem și la forma la care o să vedem ce înseamnă interpretarea lui geometrică. Proprietăți ale conjugatului, Z înmulțit cu Z conjugat egal cu A pătrat plus B pătrat, sau așa cum știm, modulul lui Z la pătrat este un număr real, Z plus Z conjugat este egal cu 2A mic, observăm că se reduc IB cu minus IB. Un număr complex devine real dacă și numai dacă el este egal cu conjugatul său, adică imaginea lui este 0, condiție echivalentă. Z este un număr pur imaginar dacă și numai dacă Z este egal cu minus conjugatul său. Iar aici am enumerat proprietățile conjugatului sumei respectiv diferenței, da? Care devine conjugatul fiecărui termen, la fel în cazul produsului, conjugatul produsului devine produsul conjugatelor, conjugatul puterii devine puterea conjugată și la fel la fracții, cu condiția ca Z2, pentru că a existat aceste fracții, condiție pe care să nu uităm să o trecem, Z2 să fie diferit de 0. Proprietățile modulului le trecem în revistă. Dacă modulul lui Z este egal cu 1, atunci
conjugatul său va fi egal cu 1 supra z. Modulul lui z fiind un număr real este întotdeauna mai mare sau egal decât 0, iar modulul lui z este egal cu modulul lui z conjugat. O altă proprietate importantă cu care noi ne-am mai întâlnit și în clasele mici, modul din z1 plus z2 mai mic sau egal decât modul de z1 plus modul de z2, și pentru cei care își aduc aminte, se mai numea în clasele mici inegalitatea triunghiului, adică lungimea unei laturi mai mică sau egală decât suma lungimilor celorlalte două laturi. Modulul produsului este produsul modulelor, exact ca și în cazul conjugatelor, se distribuie. Modulul raportului este raportul modulelor, iar modulul puterii este modulul la putere, cu aceleași condiții ca Z2 să fie diferit de 0. Aplicațiile pe care le-am ales, după cum vedem, să se calculeze imaginea unei expresii, iar la punctul B mic să calculăm 1 plus i supra 1 minus i la puterea n, ceea ce de multe ori ne descurajează când vedem această putere, dar hai să vedem dacă sunt într-adevăr atât de grele. Bun. Pentru subpunctul A mic, am notat expresia cu Z, am aplicat conjugata, adică am schimbat semnul părții imaginare, după care am amplificat cu conjugata numitorului. Conjugata numitorului, minus 2 plus 3i, este minus 2 minus 3i, care păstrează semnul părții reale, dar schimbă semnul părții imaginare. Iar jos, numărul minus 2 plus 3i înmulțit cu conjugatul său devine 4 plus 9, adică 13. Efectuând calculele, am ajuns la 4 pe 13 minus i ori 7 pe 13. Ce ne întreba problema pe noi? Să calculăm imaginea acestei expresii. Prin identificare, imaginea lui z este minus 7 pe 13. Haideți să vedem punctul B. La punctul B, 1 plus i la n supra 1 minus i la n, am distribuit puterea și apoi, folosind puterile lui i, am luat pe cazuri. În cazul în care n egal cu 4k, z devine 1 plus i la puterea 4 totul la k, respectând operațiile cu puteri cunoscute de voi încă din clasele mici, și la fel la numitor, 1 plus i totul la a doua devine 2i, ridicat încă o dată la a doua, ne dă minus 4. La puterea K am simplificat și am obținut 1. Pentru celelalte puteri, care sunt resturile împărțirii unui număr la 4, da? Pentru dacă numărul nostru prin împărțire la 4 obține restul 1, sau, vom avea atunci Z, deci nu vom mai calcula întreaga expresie și calculăm numai puterea restului, adică 1 plus I supra 1 minus I la puterea 1, și prin amplificare cu conjugata obținem i. În cazul al treilea, dacă e egal cu 4k plus 2, la fel, ridicăm la puterea a doua doar, 1 plus i la a doua supra 1 minus i la a doua, minus 1 prin calcule, iar pentru n egal 4k plus 3, z îl vom calcula ca fiind 1 plus i la a treia supra 1 minus i la a treia, și efectuând calculele avem minus i. Deci, în concluzie, Z, expresia cerută de problema noastră, are 4 valori în funcție de n mic. 1 pentru n egal 4k, i dacă n egal 4k plus 1, minus 1 pentru n egal 4k plus 2 și minus i dacă n egal cu 4k plus 3. O altă aplicație, să se determine Z din ecuația modul de Z plus z conjugat egal cu 2 minus i. Ce am făcut? Pentru rezolvarea acestui exercițiu, pentru că nu putem lucra doar cu z, atunci am scris forma algebrică a numărului complex, z egal cu x plus y, unde x și y sunt componentele reale, și atunci ecuația noastră devine, modulul era radical din x pătrat plus y pătrat, conjugatul x minus y, schimbând semnul părții imaginare, egal cu 2 minus i. Egalând pe rând părțile reale între ele și părțile imaginare, obținem sistemul de ecuații x pătrat plus y pătrat plus x egal cu 2, iar partea imaginară minus y egal cu minus 1. Astfel, ce s-a întâmplat la prima? Este o ecuație cu radical sau o ecuație irațională învățată în clasa
a noua. Avem radical din x pătrat plus 1, l-am înlocuit pe y, egal, pe x l-am trecut dincolo, în partea dreaptă. De ce? Pentru că radicalul, prin definiția lui, este un număr pozitiv. Și atunci, pentru a putea merge mai departe, avem nevoie de ridicare la putere. Ori, atunci, impunem condiția ca și membrul drept, 2 minus x, să fie și el mai mare sau egal decât 0. Ridicăm la pătrat, expresia devine x pătrat plus 1 egal x pătrat minus 4x plus 4. X pătrat cu x pătrat se reduc și atunci x-ul nostru este 3 pe 4, y-ul de aici era 1 și putem construi, înlocuim în x, construim z-ul egal cu 3 pe 4 plus i. O altă aplicație, pentru amic un număr real, z ne cere z-ul număr complex dintr-o relație amic egal cu z plus 2i pe lângă conjugatul lui z minus 3. Soluția acestui exercițiu, cum procedăm pentru rezolvarea lui? Relația din ipoteză, ecuația noastră, este echivalentă cu z ori z conjugat, am desființat parantezele, minus 3z plus 2i z barat minus 6i. Înlocuindu-l pe z cu x plus iy, unde x și y sunt componente reale, avem amic egal cu x pătrat plus y pătrat, deci produsul dintre z și z conjugat, minus 3x minus 3iy plus 2x plus 2y minus 6i. Amic devine un număr complex cu partea reală x pătrat plus y pătrat minus 3x plus 2y, iar partea imaginară i pe lângă minus 3y plus 2x minus 6. Ce ne spune problema? Că amic este un număr real. Păi dacă amic este un număr real, imaginea lui a este 0, adică paranteza minus 3y plus 2x minus 6 egal cu 0. Și prin calcul l-am obținut pe y ca fiind 2x minus 6 totul supra 3. Având o singură relație, nu putem decât să-l scriem pe z dependent de acest x, z egal x plus i înmulțit cu fracția 2x minus 6 totul supra 3, unde x este un număr real. Deci astfel obținem o infinitate de soluții, dându-i lui x o valoare arbitrară, obținem un z. Dând altă valoare, o altă expresie a lui z și așa mai departe. Problema se putea rezolva scoțând x, substituind x aici în funcție de y și la fel aveam partea reală dependentă de y și la fel imaginea tot dependentă de y. Am crescut gradul de dificultate, așa cum v-am spus, și am luat o aplicație. Dacă z este un număr complex nenul, să demonstrăm că z supra modul de z plus modul de z supra z este o expresie reală. Haideți să vedem cum îl rezolvăm. Păi, ce ne spune ipoteza? Că această expresie este un număr real, dar, din partea teoretică, un număr complex devine număr real dacă și numai dacă imaginea lui este egală cu 0. Vom nota pentru ușurință z1, întreaga noastră expresie, și calculăm conjugata folosind proprietatea z înmulțit cu z conjugat egal cu modulul lui z la pătrat. Z1 conjugat, deci este vorba de cel pe care l-am notat. Ce se întâmplă cu conjugata? Se distribuie termenilor sumei și apoi fiecare numărător și numitor își distribuie această conjugată, numai că modulul fiind un număr real, nu mai apare conjugatul. Z conjugat din această expresie îl înlocuim cu modulul lui z la pătrat supra z și apoi, prin simplificări, obținem modul de z pe z plus z pe modul de z egal z1. Păi ce am făcut? Am plecat de la calculul lui z1 conjugat și am ajuns la z1. Deci z1 conjugat este egal cu z1, relație echivalentă cu partea imaginară a lui z1 egală cu 0, adică numărul nostru este un număr real. Ce se întâmplă în cazul unei inegalități?
dacă z-ul nostru este un număr complex și modulul lui z mai mic sau egal decât 1, să demonstrăm echivalent că modulul acestei expresii este mai mic sau egal, mai mic sau egal și el decât 1. Haideți să vedem soluția, care se bazează fix pe aceeași proprietate, modulul lui z la pătrat este egal cu z ori z conjugat. Am înlocuit modulul expresiei la pătrat este egal cu numărul înmulțit cu conjugatul său. Și atunci, inegalitatea modul din 2z minus i supra 2 plus iz mai mic sau egal decât 1 este echivalentă cu expresia înmulțită cu conjugata ei mai mică sau egal decât 1. Produsul mai mic sau egal decât 1. Am trecut la, folosim proprietățile conjugatului, expresia a doua a devenit 2 ori modul din z plus i, pentru că aici schimbăm semnul, supra 2 minus, am schimbat semnul, z conjugat, mai mică sau egală decât 1. Am făcut calculele, am înmulțit cele două paranteze, pe celelalte le-am înmulțit și le-am trecut în partea dreaptă și am obținut ce? 4 z, z conjugat plus 2iz minus 2iz conjugat plus 1 mai mic sau egal, le-am luat pe cele de jos, 4 minus 2iz conjugat plus 2iz plus z ori z conjugat. Și atunci observăm că 2iz se reduce cu 2iz, minus 2iz conjugat se reduce cu minus 2iz conjugat și ne rămâne 4z ori z conjugat, adică 4 înmulțit cu modulul lui z totul la pătrat, pe care regăsim și aici, trecându-l în partea stângă, vom avea 3 ori modulul lui z la pătrat, mai mic sau egal decât 4 minus 1. După ce am simplificat cu 3, am obținut exact modul de z mai mic sau egal decât 1, adică relația echivalentă. Și atunci nu a mai fost nevoie să demonstrăm direct și reciproc. Cred că v-am mai clarificat astfel proprietățile acestea urâte care păreau la început. Ce mai recapitulăm? Rezolvarea ecuațiilor de gradul al doilea cu coeficienți reali, rădăcinile pătrate ale unui număr complex în formă algebrică. Ecuația de gradul al doilea, așa cum o știm, din clasa a noua, ax pătrat plus bx plus c egal cu 0, cu coeficienții a mic, b mic, c mic, numere reale și a mic diferită de 0 pentru a rămâne ecuație de gradul 2. Ce se întâmplă aici? Până acum știam că discriminantul ecuației, dacă era negativ, ecuația nu avea soluții și de multe ori repetam și spuneam ecuația nu are soluții reale. De ce corectam acest lucru? Pentru că ecuația noastră are rădăcini complexe de forma x1, x2 egal cu minus b plus sau minus i radical din minus delta, observăm pentru că delta este negativ, radicalul este de ordin par, pentru a exista, vom scrie această formă, supra 2a mic. Rădăcinile pătrate ale unui număr complex sunt soluții ale ecuației z pătrat egal cu a plus ib și notând z egal cu x plus y prin ridicare, înlocuire, x plus y totul la pătrat egal a plus ib. Și atunci relația devine echivalentă prin egalarea părților reale între ele și părților imaginare, respectiv x pătrat minus y pătrat egal cu a mic, iar 2xy egal b mic, părțile imaginare. Sistem care se rezolvă prin metoda substituției învățată la fel în clasa a 9. Și nu numai, și în clasa a 8. Aplicați. Să se determine rădăcina pătrată a numărului complex z pătrat egal cu minus 7 plus 24i. Haideți să vedem cum o rezolvă. Dacă z este egal cu x plus y, unde x și y sunt componentele reale, atunci relația dată devine x pătrat minus y pătrat, datorită acelui i pătrat care este minus 1, avem minus y pătrat, plus 2ixy egal cu ce ne dă problema, minus 7 plus 24i.
Identificând pe rând părțile reale și imaginare și egalându-le, obținem sistemul x pătrat minus y pătrat egal cu minus 7, iar 2xy egal cu 24. Haideți să rezolvăm acest sistem. Ce am făcut? Am substituit y din a doua ecuație, y egal cu 24 supra 2x, adică 12 pe x, și am înlocuit în prima ecuație. Obținând astfel x pătrat minus 144 supra x pătrat egal minus 7. Am adus la același numitor, am ordonat termenii, obținem ecuația x la a patra plus 7x pătrat minus 144 egal cu 0. Ecuație care se numește bi pătrată. Cum o rezolvăm? Notăm x pătrat egal cu t și astfel o aducem la o formă de ecuație de gradul al doilea, t pătrat plus 7t minus 144 egal cu 0. Rezolvând ecuația, așa cum bine știți, obținem soluțiile t1 egal cu minus 16 și t2 egal cu 9. Haideți să vedem ce se întâmplă mai departe, dacă ambele sunt bune. Păi dacă x pătrat era egal cu t și dacă folosim prima soluție, x pătrat egal cu minus 16 nu convine. De ce nu convine? Pentru că x-ul nostru spuneam că este un număr real. Ridicat la pătrat el este pozitiv, egal cu un număr negativ nu convine. A doua substituție, x pătrat egal cu 9, obținem soluțiile x1, x2, egal cu plus sau minus 3 și apoi înlocuind y1, y2, egal plus minus 4. Numai că nu ne cerea x-ul, ne cerea z-ul și atunci mergem și înlocuim x și y în relația noastră, obținând astfel cele două rădăcini, z1 egal cu 3 plus 4i și z2 minus 3 minus 4i. Deci, ecuația noastră are cele două soluții, numite rădăcini pătrate. Altă aplicație. Să rezolvăm ecuația în mulțimea numerelor complexe x pătrat plus 2 sin de alfa ori x plus 1 egal cu 0, unde alfa este un număr din intervalul deschis minus pi pe 2, pi pe 2. Cu alte cuvinte, dacă vă mai aduceți aminte de trigonometrie în clasa 9, acesta reprezentau cadranele 4, respectiv 1. Am calculat discriminantul ecuației de gradul 2, 4 sin pătrat de alfa minus 4, minus 4, care e egal cu minus 4 cosinus pătrat de alfa. Radical din minus delta devine radical din 4 cos pătrat de alfa și ne obținem 2 cosinus de alfa, deci fără modul, deoarece alfa aparținând, așa cum v-am spus, celor două cadrane, dacă ne aducem aminte, la reprezentarea cercului trigonometric, cosinusul este pozitiv în cele două cadrane. Rădăcinile ecuației de gradul 2, x1, x2, respectăm formula minus b plus minus i radical din minus delta supra 2a mic și prin înlocuire obținem soluțiile una minus sin de alfa plus i cosinus de alfa, iar cea de-a doua minus sin de alfa minus i cosinus de alfa. Și am ajuns la o parte frumoasă pe care o putem conexa la trecem prin vectori, mulțim de puncte în plan și interpretarea lor geometrică. Deci, interpretarea geometrică a operațiilor de adunare și scădere a numerelor complexe și înmulțirea acestora cu un număr real. Vectorii de care fugim întotdeauna. Bun, haideți să vedem ce se întâmplă. Numărul complex Z egal cu A plus IB, unde a mic și b mic sunt numere reale, se asociază în plan, în planul nostru, x o y, numit și planul cartezian, îi asociem un unic punct M de coordonate a mic și b mic. Deci ce observăm? Că a mic, partea reală, devine abscisa punctului M, iar partea imaginară devine ordonata punctului M. Și aici am făcut și un desen. Deci, în sistemul XOY am reprezentat punctul M de coordonate A mic pe OX și B mic pe OY. Modulul lui Z sau lungimea vectorului OM, așa cum am spus, îl legăm și de vectori. Dacă ne uităm în acest triunghi dreptunghic, OM este ipotenuza triunghiului
Și atunci, folosind teorema lui Pitagora, învățată încă din clasa a 7-a, obținem cateta 1 la pătrat, adică a mic pătrat, plus cateta 2 la pătrat, adică b mic pătrat. Deci OM este radical din suma pătratelor catetelor. Astfel, M este imaginea geometrică a numărului complex Z, iar Z, la rândul său, se numește afixul punctului M și se notează M de Z. Haideți să vedem de ce am reprezentat celelalte puncte, ce reprezintă ele. Da? Z conjugat, minus Z, opusul lui Z și opusul conjugatului. Păi, mergând pe coordonate, așa cum știm reprezentarea punctelor în plan, am reprezentat pe OX a mic și minus B mic, atunci obținem N de A și minus B, este interpretarea, imaginea geometrică a conjugatului numărului complex Z egal cu A plus IB. Apoi, punctul P, de coordonate minus A și minus B, sau dacă luăm pe minus Z ca fiind minus A minus BI, obținem P ca fiind imaginea geometrică a opusului numărului complex. Și am ajuns la punctul Q, de coordonate minus A și B, reprezentând imaginea geometrică al opusului conjugatei lui Z. Și astfel am obținut un dreptunghi, MN pe Q, și reprezentările, interpretările celor patru numere complexe. Z, Z conjugat, minus Z și minus Z conjugat. Ce mai avem? Interpretarea sumei. Deci dacă avem două numere complexe A1 plus IB1, Z1, iar Z2, A2 plus IB2, vectorilor de poziție îi vom nota A1, B1. Deci OM1 plecând din origine până în punctul de coordonate A1, B1, sau mai notăm vectorul OM1 cu aceste coordonate. În mod analog, OM2 este vectorul de poziție al punctului M2 sau vectorul cu coordonatele A2, B2. Vectorul sumă, OS, devine OM1 plus OM2, este vectorul care are pe abscisă A1 plus A2, iar pe ordonată B1 plus B2. Deci, practic, adună părțile reale între ele și P pentru abscisă, iar pentru ordonată, părțile imaginare B1 plus B2. S este vârful paralelogramului construit pe cei doi vectori de poziție. Ce mai reamintim? Distanța dintre două puncte, M1 de afix Z1, M2 de afix Z2, vedeți aici le-am notat după numerele complexe pentru a face această legătură, atunci lungimea segmentului M1, M2 este dată de modul din Z2 minus Z1. La fel, un alt punct important, dacă M este un punct pe segmentul AB, astfel încât raportul AM supra MB egal cu K, unde K este un număr real nenul și pozitiv, atunci are loc relația ZM, afixul punctului M, este egal cu afixul punctului A plus K înmulțit cu afixul punctului B supra 1 plus K. Aplicațiile. Mergem puțin în geometrie să schimbăm registrul. Dacă M este un număr real, astfel încât A mic, A mare este un punct cu afixul 1 plus I, B mare un punct cu afixul 2M minus 3I și lungimea segmentului AB egal cu 4, să determinăm parametrul M real. Ce avem? Avem formula AB egală cu afixul extremității minus afixul originii, dacă ne gândim la vector. Prin înlocuirea celor două afixe avem 2M minus 3I minus afixul lui A și obținem astfel, da, grupând termenii, modul din 2M minus 1 minus 4I egal cu 4. Dar modulul numărului complex știam că este partea reală la pătrat plus partea imaginară la pătrat, egal cu 4, așa cum ne spune ipoteza. Ridicând la puterea a doua, întreaga egalitate, obținem 2m minus 1 totul la pătrat plus 16 egal cu 16. 16 cu 16 se reduc și obținem
binomul egal cu 0, de unde m ia valoarea 1 pe 2. Și astfel am determinat punctul M care intră în acest afix al punctului B. O altă aplicație. Să determinăm afixul punctului M care împarte segmentul AB în raportul AM supra MB egal 1 pe 3, unde afixul punctului A este 2 minus 3i, iar afixul punctului B egal cu 1 plus i. Sau puteam spune A mare de afix 2 minus 3i, B mare de afix 1 plus i. Pentru soluție folosim formula pe care trebuie să o învățăm. Zm egal cu Za plus K, l-am înlocuit direct din ipoteză, o înmulți cu Zb supra 1 plus 1 pe 3. Am înlocuit și afixele punctului A, respectiv B, și am obținut Zm egal cu 2 minus 3i plus 1 pe 3 pe lângă afixului B, 1 plus i. Iar aici, aducând la același numitor, am obținut 4 pe 3. Aducem și sus la același numitor și obținem Zm egal cu 7 minus 8i pe 4, deci M este un punct cu afixul 7 minus 8i, totul supra 4, ceea ce ne cerea problema. O altă aplicație cu un grad mai mare de dificultate, un pic, să determinăm numărul complex Z, astfel încât numerele complexe 1, Z și 1 minus 2i să fie afixele vârfurilor unui triunghi echilateral. Soluția. Am notat triunghiul ABC, ca să știm despre ce vorbim, atribuind astfel punctului A afixul 1, punctului B afixul Z și punctului C afixul 1 minus 2i. Triunghiul ABC este echilateral, rezultă că toate laturile au aceeași lungime. Relație echivalentă cu, folosind relația distanței dintre două puncte, afixului B minus afixului A, și am obținut modul din Z minus 1, lungimea lui BC, afixul lui B minus afixului C, minus 1 plus 2i, și afixul lui AC, da? Care înseamnă modul din 2i. Egal în 2 câte 2, modul din Z minus 1 egal cu modulul lui 2i și modul din Z minus 1 plus 2i egal modul din 2i. Obținem un sistem. Explicitând modulul, partea reală de aici o avem x minus 1 și atunci partea reală la pătrat plus partea imaginară nu are decât z, partea imaginară y pătrat egal cu 4. Dincolo, am ridicat și la putere, modul din z minus 1 plus 2i, partea reală este x-ul lui z minus 1 ridicat la pătrat plus partea imaginară y-ul din z plus 2, totul la pătrat egal cu 4. După ridicare la putere, scăzând între ele cele două relații, de ce le-am scăzut? Pentru că observăm că avem un termen comun, x minus 1, totul la puterea a doua. Atunci am scăzut-o din cea de jos pe cea de sus și am obținut y plus 2, totul la pătrat, minus y pătrat, egal cu 0. Ce observăm? Putem avea o relație diferență de pătrate. Egală cu 0, așa cum știm, se descompune în a minus b pe lângă a plus b, adică y plus 2 minus y, 2, y plus 2 plus y, 2y plus 2, egal cu 0. Și de aici, cum 2 este un număr diferit de 0, egal în paranteza cu 0, y egal cu minus 1. Revenim în prima relație, x minus 1 totul la pătrat, egal cu 3, pentru că y-ul nostru era minus 1 la pătrat 1
trecut în partea dreaptă, obținem 3. Și atunci, un pătrat egal cu 3 înseamnă că numărul său, numărul, baza, deci x minus 1, egală cu plus sau minus radical din 3. Puterea a doua ne spune că ecuația are două soluții. Deci x-ul nostru devine 1 plus radical din 3 sau 1 minus radical din 3. Înlocuind în expresia lui z, z egal cu x, adică 1 plus sau minus radical din 3, plus y, adică minus 1 ori i, minus i. Obținem astfel două poziții ale punctului B, da? Deci așa cum am început, am atribuit necunoscuta z doar punctului B, pentru că așa ne spunea ipoteza. B-ul va avea două poziții în planul x-o-y, odată de coordonate 1 plus radical din 3 și minus 1, sau de a fix 1 plus radical din 3 minus i, iar a doua poziție va fi de coordonate 1 minus radical din 3 și minus 1, sau de a fix 1 minus radical din 3 minus i. Și nu în ultimul rând, v-am ales o temă cu exerciții asemănătoare celor pe care vi le-am dat. Sper să vă descurcați. Haideți să vedem despre ce este vorba. Să se calculeze modulul lui z dacă z este dat de forma radical din 2 plus radical din 2 plus i la puterea radical din 2 minus radical din 2 și toată expresia la puterea a patra. Automat, când vom aplica modulul, știm că modulul puterii este egal cu puterea modulului, deci putem calcula modulul lui z și apoi ridicăm la puterea a patra. Un alt exercițiu, la fel, modulul lui z, unde z este dat de o expresie 1 minus i totul la pătrat pe lângă 1 plus i totul la a treia supra 1 plus i radical din 3 totul la a treia înmulțit cu 1 minus i radical din 3 la pătrat. Aplicând modulul lui z și proprietățile modulului, vom distribui fiecarei expresii și apoi ținem cont de faptul că modulul puterii este egal cu puterea modulului. Pentru a fi mai ușor, încercăm să alegem calea mai simplă. Dacă z1, z2 sunt numere complexe de module egale și egale cu 1, diferite între ele, să demonstrăm că expresia z1 plus z2 supra z1 minus z2 este un număr pur imaginar. Așa cum știm, un număr este pur imaginar dacă și numai dacă partea reală este nulă. Lucru pe care l-am avut și în aplicațiile noastre. Un alt exercițiu de la temă. Două numere complexe. Modulul lui z1 este 1, iar z1 conjugat înmulțit cu z2 este diferit de 1, astfel încât să existe numitorul acestei expresii. Atunci ne cere problema să calculăm modulul expresiei z1 minus z2 supra 1 minus z1 conjugat înmulțit cu z2 și să demonstrăm că acest modul este egal cu 1. Și ultima aplicație de la temă, să se rezolve în mulțimea numerelor complexe 2 modul din z la z conjugat la pătrat plus 6z plus 11 egal cu 0, o ecuație de gradul 2, numai că nu este în z, deci avem și necunoscuta z, avem și conjugatul lui z. Atenție la rezolvare! Vă mulțumesc! Cam aceasta a fost lecția numerelor complexe, recapitularea formei algebrice a numerelor complexe pentru clasa a 10-a.